Tare mult, Ramona, distribuția serialului Manga Alița, ce debutează duminică la Antena 1, s-a prezentat aseară, la ceas de seară, în fața echipelor de filmare, partenerilor și, în general, oamenilor implicați în acest fenomen. Un nou serial debutează în această toamnă la Antena 1. Prezentarea s-a făcut, vă spuneam, aseară. Avem și noi imagini, vă rog. Aceasta, amatorii de comedie sunt invitați să se așeze confortabil pe canapea. Antena 1 a pregătit un serial savuros. Mangalița este o satiră a societății în care trăim, promite momente spumoase și multe, multe hohote de râs pentru telespectatori. Și de ce să-mi fie mie rău când poate să-mi fie bine? După două luni de filmări intense, actorii și echipa de producție s-au întâlnit aseară pentru a sărbători și a vedea produsul finit. Vizionarea primului episod a stârnit doar reacții pozitive în rândul celor prezenți, iar actorii au povestit amănunte din culisele celui mai așteptat serial al toamnei. Ce e Mangalița? E un oraș, nu? Da, este un orășel de provincie, un orășel cu destul de puțini locuitori, așa cum întâlnim frecvent în România, unde lucrurile merg practic după voia primarului, adică după voia politică a primarului, să spunem așa, unde toată lumea e practic înrudită cu toată lumea, nu neapărat vorbim de rude de sânge, dar ei sunt acolo o familie care fiecare încearcă să, nu știu, să... Să tragă niște sfori. Exact, fix așa. Cred că ar fi foarte frumos și bine dacă am înțelege puțin cum stă treaba cu șpaga, chiar și cu ținutul sub papuc, cât trebuie să rămână la ideea de comedie. Apropo de șpaga, că ai pomenit de șpaga, se mai dă șpaga în ziua de azi? Domnule, nu cred că a dispărut... chestia asta sinistră. Eu cred că se dă în continuare. Acum n-aș ști să spun exact ce și cum și unde, dar nu e ca și cum gata, s-a întâmplat așa, a fost un flash și va dispărea greu. Și noi încercăm, ajutăm și noi, săpăm și noi un pic acolo la exact ce am spus mai devreme. La defectele astea poate își dă seama omul și nu o mai face. Replica dumneavoastră preferată din film? Jos guvernul! Care e rolul tău în film? Un barman, un ospătar, un kelner, pe toate le întrunesc într-unul singur, într-o cârciumă la țară. Omul care șterge teșgheaua, care trece în caiet, care dă pe caiet. Care primește șpagă, tips, ceva? Nu primește ce să primească de la aia cu caietul, ce să de mamă. Aia gândeau socialul și pensia, ce să... Dar în film s-a furat caietul cu datorii, că știu că de obicei prin vasul lui se întâmplă și de asta. Da, nu, se poate întâmpla. E un serial cu o anumită complexitate, mă refer aici la subiect, pentru că tratează relațiile sociale, tratează mediul ăsta pe care îl știm sau nu îl știm, poate că ne-am săturat de el sau poate că nu ne-am săturat, dar cu inteligență și cu rafinament. Iată niște producători și niște copywriteri, scenariști, cred că scot la iveală lucruri foarte, foarte interesante și e de urmărit. Mangalița, premiera pe 29 septembrie, de la 20, după Observator, la Antena 1. Am mai punctat un serial în care noi nu jucăm. Practic, toate câte s-au făcut la Antena 1 de 12 ani aproape de când suntem, n-am. Răzvan, e un serial de comedie, ce să căutăm noi acolo? Corect. Să întristăm oamenii, castul. Da. Deci iar a fost șpriț aseară, iar da. Mă mir că n-a ajuns Duță, fiind cu șpriț. Da. Duță